Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din Derail Valley. Fraților, ați văzut ceasul? 5 și un sfert, o nouă zi, un nou job! Și dacă tot am văzut data trecută că merge treaba cu manevrele și mai avem încă o ofertă de genul ăsta, eu zic să o facem, pentru că avem ocazia să câștigăm ceva bănuți frumos și mai ales dacă ne încadrăm în cele 72 de minute. Și cu siguranță ne putem încadra pentru că suntem foarte, foarte buni. Deja, cred, nu știu. Ideea stă în felul următor. Urmăresc să-mi iau o licență. Una, două, nu știu. Vedem. M-ar interesa întreținere manuală sau transport logistic. Nu știu ce să ia din astea două. Dar una din astea două mă interesează numai decât. Locomotiva noastră pe care o urmărim este DH4. 50 de mine costă ca să luăm această locomotivă. Nu arată super, super wow, dar putem transporta ceva mai mult tonaj. Și ca să fie treaba bună, arată așa mai românește, ca să spun așa. Bun, hai să vedem care e treaba, ce ne oferă nouă livretul. Bă, și care e faza? Că eu am aici un LED, mă. Și activați LED-ul. Atât. E activat? Unde-i? Unde-i, mă, mâncați-a? Și că eu nu văd LED-ul. Ah, da, să zicem. Bun. Asta e munca noastră de astăzi, C3I. Trebuie să mergem la C3I. Patru vagoane, trebuie să le scoatem, să le cuplăm prima dată și după aia vedem ce urmează. Nu se anunță a fi un scenariu foarte, foarte complicat. Hai să vedem. Aici suntem noi, C3I e din coace. Gata, m-am înțeles. Aici avem și locomotivă. Hai repede să o scoatem de acolo. Am dormit și noi 6-7 ore, suntem fresh, așa că îi dăm drumul la treabă. Cu se aude ușa asta, mă sparge să mă bată tata dacă te mint. Și luminile de bord. Și pornim, bineînțeles. Așteptăm să facem presiune pentru frână. Combustibil avem, nisip este, tot ok. Bun, hai să vedem cu luminile. Luăm și noi un loc. Scoatem și frâna de mână. Sau frâna de locomotivă, mai exact. Ok, presiunea o avem. Inversor. Mai știu care e inversorul? Mai știu. Cum să nu știu? Frânele sunt scoase. Goarnă și am plecat. Și că e o chestie foarte importantă și mă așteptam la chestia asta. În sensul că, băi, e foarte important să nu pui frână bruscă. Daunele majore la locomotivă sunt la roți și costă destul de mult. Deci, în principiu, ar trebui să avem un pic grijă cum manevrăm locomotiva, să nu o bruscăm. Cu cât mergem mai încet, cu atât e mai bine. Ne spune nouă instructajul. Ce ai făcut? Stai. Ia uite, mă, dracu. Gata. Rezolvat. Bun. Schimbăm acum pe înainte. Scoatem frâna. O coarnă scurtă. Și am plecat. Cuplarea se face la sub 5 km la oră, în cazuri mai speciale unde avem combustibil și așa mai departe, indicat ar fi să te duci undeva până în 3 km la cuplare.
Așa că încercăm să nu exagerăm. Limita de viteză pe liniile de manevră e de 30 de km la oră. Ca la noi. Dar eu vedeți că merg cu 10, adică chiar... Bă, da, plouă ca lumea, bă, băiatele. Gata, ușor. Ușor. E, da, nu te opri de tot așa. E, o leacă. Ce facem aici? 2 km la oră. Ha. Ce place când... Ia uitați-vă la tampon. Ce frumos se duce. Hop. Asta zic. Scoatem pe liber. Până ai trasă. Hai să cuplăm. Ei. Bun. Aici e bine. Hai să verificăm un pic vagoanele și, bineînțeles, frâna. Cuplăm. Avem așa. 4, 5, 6. Ok, vehicul marfă. Bun. Hai să vedem dacă avem frâna aici atrasă. Da, era frâna atrasă aici. Ok. Hai să mergem mai departe. 909. E bine. Hai să verificăm. Totul e bine. Opt. E ok. Verificăm și frâna. Mamă, ce rolă. Ce rolă aici. Și mai avem în partea asta la altă. Vagonul 8, 9, 3. Da? Verificăm și aici frâna. Totul bine. Dă și sorinel. Ce textură frumoasă are vagonul ăla. Bun, hai să mergem un pic mai repede. Să ieșim de pe linie. Practic, din câte știu, o să trebuiască să descărcăm marfa pe C1 el, adică pe linia de pe care am ieșit noi. Sigur, aia e. Da, aia e. Hai că la început, na, cred că așa e mai ușor că suntem și noi la început și nu e de greu. În principiu, cred că altfel ne-ar foi. Frumoase sunete.
Ar trebui să schimbăm acazul. Practic, cred că să descărcăm și după aia trebuie să garăm vagoanele, că altfel nu mi explic ce ar putea să fie. Ok. Hai să vedem dacă merge cu laserul. A mers. Acolo e bine. Și plecăm. Sincer, e frumos și la manevre. Mie îmi place, să știți. Bine, acum v-am spus, îmi dă mai simpluț așa, mai descarci un pic, mai chestii de genul, știi? Da, cu siguranță mai târziu cu manevrele astea să fie mai complicată treaba. Calitate foarte bună. Vă spuneam. Are un gameplay superb, superb. Încă mai e de lucru la el, dar e destul de frumos. Ne pregătim de oprire. Facem descărcarea. Știți că avem aici un bancomat. Data trecută nu prea am reușit să mă uit pe el. Hai să ne uităm un pic. Această mașină încarcă și descarcă. Role de oțel, bare de oțel. A, arată ce descarcă. Am înțeles. Trenul descarcă în raza la C1L. Descărcăm. Nici n-apuci să vezi, bă, când le ia. Descărcare finalizată. Tren descărcat complet. Mulțumesc frumos. Nici nu apuci să vezi când le ia. Bun, hai să vedem. Am descărcat. Spune să decuplăm următoarele vagoane în stația linia C2S. C2S ar trebui să fie cea de lângă mine. Așa că nici nu are rost să mă mai duc, că mă uit aici. C2S, exact ce spuneam. E linia de lângă mine, cum s-ar spune. Asta e 1L, 2S, corect. Corect. Hai mă, urcă-te, moșneagule. Bun. Dăm înapoi, scoatem frânele. Și am plecat. Practic o să intrăm pe linia de lângă și băgăm vagoanele, dar în cap vagoanele aici? Nu știu ce să zic. Dar nici în partea elaltă, nu în cap, aici în cap. Deci trebuie să le punem în spate la cisterne. Mă uitam la alea care le-am adus ieri.
Ah, uite că nu sunt. Sunt doar vagoane. Ok, le-a luat cineva azi noapte. Că eu aseară am lăsat niște vagoane acolo, dacă vă aduceți aminte. Foarte frumos gameplay, foarte frumos. Dacă pe mine mă fascinează acum, vă imaginați mai târziu, nu? E belea. Încă puțin. Cam asta. Eu nu știu cum poți să-ți ia 70 de minute să faci manevrele astea simple. Astea sunt niște manevre simple. Hai că pentru prima dată data trecută nu m-am descurcat rău. Să fim realiști. Că m-am descurcat destul de bine. Să avem grijă să treacă toate vagoanele și totuși să nu ne bușim în alea, știi? Hai să punem un pic de frână. Ce mă, a ajuns în alea? Sau s-a oprit asta de tot? N-are cum să ajungă, s-a oprit ăsta ca prost. Mai dai un pic, boss. Asta zic. Și totuși pare că s-a oprit. Ia să vedem. Ia să vedem. Că nu mai merge, știi? Adică simt că e greu, știi? Asta înseamnă că împing și vagoanele celelalte. Da, am ajuns în vagoanele celelalte. Ok. N-are nimic, am ajuns, că doar nu se întâmplă nimic. Bun, o să punem frâna pe vagonul de lângă locomotiva noastră. Și decuplăm. Hop. Hai mă. Așa. Gata. Gata. Bun, ia să vedem acum. Am decuplat pe 52S. Corect. Trebuie să validăm comanda și cam aia a fost. Asta zic. Bun, dar nu o să validăm așa pur și simplu. Nu știu cât e ceasul, că nu știu unde mi-arată ceasul. Că aparent nu am. Dar cred că rămânem aici pe linie deocamdată, că sigur mai avem noi ceva de treabă. Sau mergem și după aia tragem. Stați așa un pic, că luăm licență. Vedem ce bani ne dă polangicul ăsta mic. Bun, hai să tragem un pic frâna asta de locomotivă.
O să scoatem frâna generală. Ok, asta e pe neutru. Oprim și luminile și bineînțeles o să oprim și locomotiva. Treaba e decuplată, totul e ok. Hai să închidem și ușa ca să nu ne trezim cu vreo surpriză. Mergem la birou să vedem ce facem cu licența aia. Gata, nu, nu, dacă m-am decis, m-am decis, ce să mai... Ia uite, mă, am ocolit un container. Am ocolit un container. Birou, stație. Bun, hai să băgăm comanda aici. Asta zic. Opa, banii. Banii! Oh, 11.536. Băi, ești nebun. 11.536. Nu te cred așa ceva. Păi, dar am luat o grămadă de bani, mă. Ia uite, bă, dracu, nu-mi trebuie, îi dau pe jos, a? Băi, ești nebun? 11.536, o grămadă de bani, ești nebun la cap. A, bravo, mă, dar ce nu-mi place mie? Foarte bine. Bun, scoatem portofelul, băgăm acolo 41.000, putem să cumpărăm amândouă licențe. Putem să cumpărăm amândouă licențe. Dar rămânem fără bani după aia, deloc nu mai avem bani. Dacă facem vreo năzbâtie. Avem taxe ceva de plătit? Ia să vedem. Da, ești boss, lasă-l un pic. Păi dăm 100 și le-am șters, nu? Da, mă, îți mai plac banii mei, panaramă. Asigurarea a acoperit toate taxele. Acum puteți cumpăra noi licențe. Asta zic. Asta am vrut să aud. Asta am vrut să aud. Statistici? Ce mi-arată la statistici? Stici. Cu o plată rămasă. Total coplată. Toleranță la taxe. Să mă bată tata dacă știu. Dar 40.900 nu e rău. Dar știți ce fac? Dăm un save. Că eu am trecut prin astea. Se duce unde... nu mai dăm niciun save. Am înțeles. E un bug ceva, tot se mișcă în meniu acolo și nu pot să salvez cum vreau eu. Bun, hai să vedem cu licențele. Gata, am înțeles ideea. Dăm la licențe. Zanc. Și am zis eu că vreau să iau așa. Întreținere manuală și transport logistic. Ia să vedem, întreținere manuală sau transport logistic. Știi care e ideea? Că eu am văzut pe aici niște transporturi logistice. Ia 12.000, 11.000. Nu dă prea mulți bani. Dar nici tonajul nu e prea mare. Adică mai mare tonaj e la celelalte, știi? 44 de tone. Ah, da, bine, e și puțin bani. Hai mă, ce o fi, o fi, nu contează. Deci, licențe, luăm prima dată transport logistic, ca să fim siguri că facem o treabă. Mai întâi trebuie să dețineți comenzi simultane 1 pentru a cumpăra această licență. Ai, sic, tir, comenzi simultane 1. Păi cum e posibil așa ceva? 10.000 să dau pe aia plus 20.000. Păi n-am făcut nimic, mă. Păi așa nu facem nimic. Bun, și dacă vreau cealaltă, stai să vedem cealaltă. Dacă asta nu mă lasă. Întreținere manuală. Mai întâi trebuie să dețineți lungime trenul 1 pentru a cumpăra această licență. Să mă bată tata. Asta am pățit și data trecută. Lungime tren 1. Ia să vedem, mă, cât e aia lungime tren 1. Lungime tot 10.000. Bă, da, voi sunteți înțeleși, este? Deci nu le pot lua. Oricum aș face, nu le pot lua pe toate.
Păi, ce chestie, bă, băiatule. Ce chestie. Știi ce? Nu m-am mai uitat pe ăla să văd dacă... Da, în fine. Lungime tren 1. Acum, sincer să fiu, nu mă avantajează lungime trenul, numai degrabă merg pe varianta ailaltă, că tot atâta mă costă, și mergem pe transport logistic. Adică plătim comenzi simultane 1, că asta cerea, nu? Dar să vedem, să fim siguri. Deci transport logistic spune comenzi simultane 1, da? Și practic tot două licențe o să avem. Bang, să scoatem portofelul și să aruncăm cu bani. Așa. Și a plecat și banii. Și acum hai să o luăm și pe cealaltă. Adică transport logistic. Acum îți plac banii mei, firea dracu să fii. Ia de aici. Ok, stai așa să lăsăm pe asta jos, să luăm și pe asta. Bun, comenzi simultane. Ce să zicem, vă permiteți să preluați două comenzi în același timp. Ba, nu știu dacă chiar mă... Ce? Cum adică două comenzi? Adică iei două garnituri și le duci în același loc dacă ai? Cred că la asta se referă. Cu o plată asigurată. Plus 4.000, cum adică cu o plată asigurată? Asigurare cu o plată. A, deci ăsta? Termenul pentru bonus de timp, minus 2%. Premise. Cucucur. Nu trebuie să transportați această licență cu dumneavoastră, am înțeles. Transport Logistics. Această licență vă oferă acces. Bă, da, îmi place. Îmi place. Ce vorbești? Dai așa un pic să... Stăm așa ca să facem și o poză frumoasă, știi ce zic? Așa, vă oferă acces la toate comenzile tipului așa. Acest tip de comandă implică mutarea vagonului goale între industrie. De la așa, am înțeles, e vorba doar de vagoane goale, de aia și tonajul mic. Acum am înțeles. Termenul pentru bonus de timp e plus 5%, deci acolo nu e așa. Am înțeles. Deci am câștigat LH și CC-uri. M-a spart. Bun, și mai aveam încă una. Asta vreau să văd dacă m-am găsit validați comanda. În 20 de minute am făcut. Ok. Și mi-a dat 3845 de euro în plus. Bravo. Nu s-au produs pagube, foarte bine. Fără daune. Asta vreau să aud. Și acum hai să vedem, ăsta cred că pot să-l arunc la gunoi. N-am ce să fac cu el, nu? Sau pot să fac ceva cu el? N-am ce să fac cu el, ce dracu să fac? Stați așa un pic să mă uit să văd ce am acelea. Astea sunt licențele mele, le punem în rucsac acolo. Pe restul nu ne băgăm. Bun, vremea se anunță bună. Plouă doar dimineața, restul călduț, mai plouă după amiază iarăși un pic. Ban! Ban! Deci am luat licențele, mai avem comenzi pe care le vedem data viitoare. Vedem ce facem, cât e ceasul. O, e 11, avem timp, tot înainte, tot înainte! Dragii mei, ne oprim aici, ne întâlnim data viitoare, nu uitați de like, nu uitați de share și bineînțeles să vă abonați. Aștept și comentariile voastre, vă răspund inopinant, am văzut că sunteți încântați de serie, așa că stați aproape și share-uiți conținutul ca să continue seria așa cum vă doriți. Vă salut, o seară bună!